emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a tuturor candidaților care și-au arătat intenția de a veni în fața dumneavoastră pentru a-și promova ideile, proiectele pe care le au pentru a dezvolta comunitatea pe care doresc să o reprezinte în următorii 4 ani, asta dacă în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi ne canalizăm atenția asupra orașului Simeria, iar invitații mei de astăzi sunt domnul Emil Ioan Râșteiu, candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al orașului Simeria. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mulțumesc pentru oportunitatea de a ne exprima ideile. Alături de noi este și doamna Marcela Elena Asan, candidat PNL pentru funcția de consilier local al orașului Simeria. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Și domnul Pavel Hațegan, candidatul PNL pentru Consiliul Local Simeria. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumim pentru invitație! Este o perioadă destul de complicată din foarte multe puncte de vedere. Ne aflăm la mijlocul campaniei electorale, o campanie liniștită, o campanie agitată, domnule Râșteiu, la Simeria. Cum ați simțit pulsul, să spunem, în această primă parte a campaniei? În ceea ce mă privește, mi se pare o campanie ciudată, în ceea ce mă privește pe mine personal, pentru că am observat, nu numai din campanie, dar și înainte, că sunt tratat ca și cum aș fi primar în funcție. Asta după cum atitudinea celorlalți 3 contracandidați sunt axați pe Emil Râșteiu, nu știu care e problema, că până la urmă eu nu mai sunt primar de 3 ani și 8 luni, cum încearcă să spună domnul. Da, o campanie electorală, zic eu, destul de consistentă, cu agitație, dar și cu foarte multe manipulare, ceea ce mă refer efectiv la Simeria, pentru că eu în ultima perioadă nu am prea fost conectat la campaniile electorale județene sau naționale, ci doar la campania din Simeria. Foarte multă manipulare, foarte multe vorbe aruncate așa doar ca să le schimbe percepția oamenilor în ceea ce privesc lucrurile evidente. Dar una peste alta, mie mi-a plăcut foarte mult, mai ales în ultimele 2 săptămâni, merg printre oameni și îmi aduc aminte și mulțumesc de lucruri care mi-aduc, spun ei, domnul Râșteiu, vă aduceți aminte casă cu nu știu ce, domnul Râșteiu, știți că m-ați ajutat, și nu mi-aduc aminte. Și chiar eu niciodată nu mi-am făcut notițe, nu mi-am notat în agenda pe cine, cum, ce-am ajutat, pentru că nu ăsta era scopul până la urmă. Și asta îmi dă o mare satisfacție și oamenii chiar vin și se exprimă în sensul ăsta. Asta pe de o parte, pe de altă parte întâlnesc oameni care i-am simțit în ăștia 3 ani și jumătate că mi-au arătat un respect când, în perioada în care nu mai eram primar. Asta pentru mine a însemnat foarte mult. La fel și colegii care sunt în platou fac parte din aceeași categorie. Acum nu le-am mulțumit până acum, dar le mulțumesc astăzi în emisiune că m-au tratat așa cu respectul pentru ceea ce am făcut eu în perioada cât a fost 8 ani ca și primar sau ca și om, probabil, și cred că și din acest motiv sunt în postura în care sunt acum ca și candidat de primar. Nu contează, n-a mai contat până la urmă linia politică, că tot spun că am trecut dintr-o partid într-altul. N-am mai dat explicații, că nu cred că era cazul să mai dau explicații. Cert este că mă simt foarte bine în campania electorală cu colegii din PNL. Eu îi vedeam în campaniile 2012, 2016, 2020, mă uitam un pic așa la ei, oarecum derutat, că nu îi vedeam foarte
nu agresiv, nu, nici agresiv, dar nu-i vedeam așa foarte aplicați și să, cum să zic, nu, să se lupte cu orice mijloace. Și acum, făcând campanie cu ei, mi-am dat seama că e vorba oarecum de o eleganță și de faptul că instinctiv ei nu vor să se coboare la lucruri care nu sunt demne de un om normal. Și asta îmi place foarte mult. Nici ședințele de partid, nu din alea foarte, să zice, pe doctrină și încrâncenate, nu. Este o echipă de consilieri locali și de membri de partid, că sunt deja mulți membri de partid PNL, este o echipă de oameni normali care vin cu plăcere la acțiunile de partid. Chiar am și spus că nu aș vrea să mergem foarte mulți în campanie electorală să sufocăm alegătorii, în sensul că te duci la poarta la cineva și dacă ești 25-30 de oameni, omul se simte oarecum. Dar ce am observat? Ne-am zis că no, să fim acolo în jur de 10 oameni în campania asta ca să tot timpul suntem mai mulți. Tot timpul mai dorește cineva să vină. Și atunci am zis, dacă asta este dorința lor să vină în campanie electorală, o să fim mini 10, da, chiar ieri cred că am fost 25-30, pur și simplu fără să li se ceară, hai că trebuie să facem campanie electorală. S-au alăturat pur și simplu acestei inițiative, acestei campanii electorale foarte pe care frumos, o duceți, din poartă punctul, în poartă, cum se spune. Foarte frumos din punctul nostru de vedere, este campania electorală, cea pe care o facem noi, și un pic dezamăgit de comportament, de faptul că sub o formă sau alta s-a făcut o oarecare coaliție anti-Râșteiu pentru alegerile astea. Nu știu ce stric prin candidatura asta. Vom vedea ce veți strica, doar că nu acum. Mai trebuie puțină răbdare să vedeți dacă veți strica sau veți repara anumite aspecte ce țin de bună organizare a întregii comunități din Simeria. Doamna Hasan, de ce ați ales să vă alăturați echipei pe care domnul Râșteiu o conduce aici la Simeria? Care au fost motivele care v-au îndemnat, v-au împins cumva să fiți parte din echipa dumnealui? Da. De ce am ales? Am ales pentru că îl cunosc pe domnul Emil Râșteiu de ceva timp și știu că înainte de omul politic Emil Râșteiu este un om printre oameni. Mai știu că din urmă, să zic așa, unde în mandatul dânsului am avut și eu mandat de consilier local și ce pot să spun despre dânsul este faptul că nu face promisiuni dacă știe că nu le poate onora. Sper să rămână același om în continuare și să avem o colaborare la fel de bună dacă reușim, cum am avut și înainte, chiar dacă eu am fost dintr-o altă formațiune politică, făceam parte dintr-un alt partid politic pe vremea aceea, totuși am avut o colaborare foarte bună cu domnul primar. Și contează foarte mult această colaborare între primar și consilierii locali. Înainte de toate, punem în față ceea ce trebuie făcut pentru comunitate, pentru locuitorii orașului, nu altceva. Nu stric pentru voturi, că până la urmă asta este un lucru foarte important din punct de vedere al primarului și a consilierilor locali. Nu faci lucrurile pentru voturi. Voturile vin ele de la sine dacă faci ceea ce trebuie. Aici este un lucru diferit. Mai argumentam în anumite locații, acum în campanie electorală, că de ce nu am făcut nu știu ce pe la un bloc. Da, înainte de a face strada care este cu piatră cubică, a trebuit să facem într-o zonă unde oamenii mergeau în cizme. Ieșeau. Ați prioritizat cumva proiectele. Da, și atunci le-am explicat oamenilor și mi s-a părut că au înțeles. Hai, voi cât de cât aveați piatră cubică pe stradă, chiar dacă e denivelată, dar oamenii aia care mergeau în cizme, într-adevăr, banii care i-am băgat pe o stradă cu 10 case, dacă făceam în fața blocului, erau 300 de voturi. Așa, la pachet. Și atunci, într-adevăr, obțineam voturi, dar nu făceam ce trebuie pentru populație. Și asta am observat, că tot timpul ei în Consiliul Local și Pavel și Mancela
Au fost buni colaboratori. Ai mei, noi acum suntem în același partid, dar înainte eram în partide diferite și nu era nicio problemă. Și omul mai sfințește locul, știți vorba aceea, și contează foarte mult. Spuneați puțin mai devreme că s-a făcut cumva o coaliție anti-Râșteiu. Să nu uităm că la Simeria se discută și despre acea coaliție anti-Simeria. Și de foarte multe ori a fost adus în atenția publicului faptul că foarte multe proiecte inițiate de către primarul în funcție au fost respinse de către Consiliul Local, de către consilierii locali. Domnule Hațegan, care este de fapt adevărul acestor proiecte respinse de către consilierii locali? Vă împotriviți dezvoltării orașului Simeria? Ce se întâmplă de fapt? Dimpotrivă, cum se spunea cu câteva minute înainte, în Consiliul Local al orașului Simeria și când eram noi PNL-ul și domnul Emil era primar din partea PSD sau Pro-România, a fost o colaborare bună, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea orașului și proiectele de dezvoltare. Nu cred că am respins niciun proiect în mandatele 2012-2020 în ceea ce a privit dezvoltarea orașului. La fel și acum. Poate nu sunt înțelese sau nu au vrut să se facă înțelese anumite aspecte privind, de fapt, aprobarea acestor proiecte și a banilor pentru anumite lucrări de investiții. De fapt, la realizarea bugetului local se vine cu o listă de investiții. Primarul propune cam ce dorește să facă în anul următor, sau sunt sumele care au rămas din anul anterior, excedentul anului anterior, se repartizează în anul curent, tot pe, în general, de fapt se poate numai pe proiecte de investiții, și noi consilierii, de fapt, am aprobat bugetul local în care s-au aprobat listele de investiții. Ca să fac o mică paranteză, la bugetul pe anul 2024, bugetul a fost votat de coaliția, așa zisă, anti-Simeria, și consilierii PSD n-au votat, au fost împotriva proiectului de buget. Deci, atunci, cine este coaliția anti-Simeria? Deci, noi prin aprobarea bugetului, a excedentului, sau se vine punctual cu anumite proiecte pe parcursul anului, majoritatea care au fost proiecte oportune pentru oraș, au fost aprobate. Ei, după acest moment, Consiliul Local își iese din schemă, să spun, și este rolul primarului pentru a demara proiectele tehnice, obținere de avize, achiziții, începerea de lucrări. Deci aici nu mai are Consiliul Local niciun rol. Am văzut și pe parcursul campaniei că ni s-a mai reproșat că deși le-am spus, domnule, dar noi am aprobat. Păi da, dar n-ați mai aprobat nu știu ce. Nu mai avem ce aproba. Deci oamenii nu înțeleg încă sau li se spune intenționat o anumit lucru ca să se creeze confuzie. Deci noi ne ieșim din rol după ce am aprobat proiectul. Cum am spus iarăși, punctual poate fi, eu știu, să trebuie reaprobați niște indicatori tehnico-economici, se constată că s-au schimbat prețuri, nu se mai încadrează în investiție, avem și exemple concrete pentru așa ceva, atunci se revine din nou la Consiliu, să reaprobăm anumite sume, poate. Dar noi, după ce am aprobat bugetul, am ieșit din rol. Sunt foarte multe proiecte aprobate de către noi, de Consiliul Local, care, deși au finanțare din 2022, din 2023, nu se întâmplă nimic cu ele și pot să vă dau exemple concrete. Sunt consilierii locali de vină pentru acest lucru? Nu sunt consilierii, că nu mai are ce aproba Consiliul, a aprobat bugetul, a aprobat proiectul tehnic, studii de fezabilitate, tot ce era aprobat s-a aprobat. Demararea lucrării este strict partea executivului, primarul ordonă când se încep sau când se demarează lucrările. Și un alt aspect care iarăși s-a întâmplat în Consiliul Local, deși Consiliul nu s-a opus niciodată, inițial s-a venit cu diferite proiecte, obținem finanțare pe proiectul X sau Y, nu costă de la bugetul local niciun leu,
Și în final, când se depun cererile de finanțare, se fac studiile, se constată că sunt foarte multe aspecte care nu sunt eligibile și trebuie sume foarte mari puse de la bugetul local. Deci, concret, pentru creșa care este finanțată din anul 2022, s-a spus că nu trebuie bani de la bugetul local. În momentul actual, la locul care s-a ales pentru construirea creșei, trebuie înălțat terenul peste 1,5 milioane doar pentru înălțarea terenului la cota dată în avizul de la Apele Române, 1,5 milioane, 15 miliarde de vechi, plus utilitățile, în care în Consiliul Local, când s-a făcut canalizarea de la Uroi, am propus o soluție tehnică. Se poate prelua și creșa, că știam că este proiectul, și casele de Lunca Mureșului. Domnul primar nu a fost de acord cu soluția tehnică propusă. Acum trebuie alți bani pentru alt proiect de canalizare pe zonă, să putem funcționa și cu creșa. Avem un proiect aprobat tot din decembrie 2022, locuințe pentru tineri pe strada Traian, undeva. Iarăși, proiect cu finanțare din PNRR, parcă nu este nevoie de cofinanțare, nu ne costă de la bugetul local. Când s-a venit cu proiectul, de fapt, trebuie 2.150.000 puse din bugetul local, adică în banii vechi, cum se știu foarte mulți, 21 de miliarde. Deci sunt sume foarte mari. Și când s-a venit cu această sumă pentru cofinanțare, am fost de acord, nu ne-am opus. Deci nu știu cum se spune că suntem anti-Simerea, când de fapt noi am aprobat și peste ce s-a discutat inițial niște sume foarte mari. Nu vorbesc în același sens de giratoriu de la intrarea în oraș. Iarăși, este finanțare prin programul Angel Salini. Avem bani de mărăm. Ei, prima dată s-a venit că mai trebuie 500.000, adică 5 miliarde, după aia mai trebuie 1.100.000, încă 11 miliarde, deci vreo 16 miliarde în plus față de banii dați de la guvern. Și aceștia am aprobat fără să spunem nimic. Deci noi, de acord și cu noi am fost de acord cu totul, dar suntem de fapt cu coaliția anti-Simerea. Nu înțeleg lucrurile. Proiecte care, v-am spus, sunt finanțate de un an de zile, de 2 ani de zile, nu sunt demarate lucrările. Avem canalizarea la Săulești, s-au alocat fonduri de la guvern în 2022, la sfârșitul anului. Nu sunt începute lucrările. Canalizare la Simerea Veche, același lucru, alocate fonduri de la guvern în sfârșitul anului 2022, nu este depusă toată documentația pentru a semna contractul de finanțare. Guvernul a alocat, nu s-au finalizat documentele, când sunt toate documentele gata, mergi la minister, semnezi contractul de finanțare. Sunt multe internatul proiecte. De la liceu, grădinița din centru, căsuța piticilor vis-a-vis de Carrefour, grădinița de la Bârcea Mare, alte proiecte care sunt aprobate, avem finanțare, nu sunt începute. Vă luați dumneavoastră angajamentul că după data de 9 iunie, dacă simerienii vă vor oferi votul de încredere, să continuați aceste proiecte, să le finalizați, pentru că, iată, din ceea ce spune domnul Hațegan, sunt multe dintre proiecte care ar fi trebuit chiar să fie începute și nu s-a întâmplat acest lucru. Din fericire sau din păcate, nici nu știu cum să apreciez, cred că sunt dintre toți cei care candidăm la funcția de primar, cred că sunt singurul care știu cu adevărat ce urmează sau ce trebuie să urmeze. Cu siguranță astea trebuie duse mai departe, doar că sunt proiecte începute în 2018-2019 care nu sunt finalizate. Noi ne-am ales de acest slogan, revenim la normalitate. Și uitați și din ce a zis Pavel mai devreme, sunt lucruri care nu ai cum să le încadrezi într-un cadru normal. Adică vine primarul, propune un buget, noi nici n-am făcut amendamente. Aici am făcut amendamente doar în sensul că ceea ce s-a fundamentat în buget să rămână valabil tot anul.
Noi n-am făcut niciun amendament, n-am modificat nicio sumă, n-am făcut absolut nimic. Și ne-am trezit, noi, coaliția antisemită, cum ni se spune, că noi am votat bugetul și consilierii PSD au fost împotrivă. Nu, ce situație normală este asta, doamnă Petrona? Spuneți-mi că nu pot să o caracterizez sub nicio formă. Mai mult, lucrări care s-au început, lucrări simple, lucrări cu banii, cu finanțările sigure, nu mai trebuie să faci de conturi, nu reușesc să se ducă mai departe. Este, până la urmă, în Simerea este celebre acele trotuare înspre Marmosim, care sunt începute de un an și două luni și nu sunt finalizate. Două trotuare nu înseamnă mare lucru, nici nu e o construcție cu trebuie nu știu ce experți, că până la urmă nici nu s-a ales varianta de a se face cu asfalt, să zici că acolo poate trebuie mașini speciale și să întinzi bine asfaltul. Acum, cred că în Simerea se găsesc cel puțin 20 de echipe care știu să pună pavaje pe un trotuar și 20 de echipe care pun ca lumea, că dacă ne gândim, cam toți bărbații care avem cât de cât folosim ambele mâini, putem pune pavajele. Și de un an și două luni nu s-a finalizat. Deci este o situație anormală din toate punctele de vedere și de aceea ne dorim să revenim. Vreau să punctez că întrebarea este bună, parcă ați fost prin campanie electorală la Simerea, că aud că se vorbește pe la Săulești că dacă vine Râșteu ca primar nu continuă proiectele de canalizare. Păi eu am continuat și până la urmă ceea ce a obținut BDA ca finanțare sau ce i s-au alocat pe vremea lui, eu pot să spun lucrul ăsta că le-a obținut BDA, chiar dacă repartizarea, canalizare și drumul s-au dat la toate primăriile, nu contează. Dar să spunem că eu astea toate mi-am și luat angajamentul în priantul electoral printre primele că o să continui lucrările, la canalizările pe cele trei sate, drumurile, școlile, le finanțează. Care au deja finanțare, adică au finanțare și atunci, bun, mai ales la cele care au finanțare încă din 2018, mă doare sufletul când văd sala de sport de la Generală 1, că este exact în aceeași stare ca și în septembrie 2020. Doar burienile s-au uscat, că nu au fost tăiate în jurul ei, s-au uscat și au crescut altele. În rest nu s-a întâmplat nimic. Deci mergeți pe continuitate. Dar bineînțeles, dar nici nu se pune problema. Un om responsabil nu pune în discuție faptul că băieți proiectele nu știu cine și să le dăm la o parte. Doamna Asan, care ar fi prioritățile pe care vi le propuneți după data de 9 iunie, dacă simerienii vă vor oferi votul de încredere? De ce are nevoie urgentă, să spunem, Simeria? Care ar fi prioritățile pe care le aveți? Da, eu aș începe de la omul gospodar. Adică, dacă la mine în curte îmi place să fie ordine și curățenie, așa ar trebui să fie și la locul de muncă și la conducerea orașului să se implice toată lumea în acest proiect, pentru că, așa cum nu cred că mi-ar place ca în curtea mea, pe lângă copilul meu, să se plimbe șobolan și șerpi, nu cred că îmi place nici în oraș, pentru că este la fel de periculos pentru toți copiii noștri și mai mult de atât în parcurile în care se joacă copiii. Este inadmisibil să se plimbe șobolanii în locurile unde copilul pune mâna pe diverse obiecte sau la locul de joacă. Nu cred că mamele ar mai trebui să stea stresate că nu știu ce îi se poate întâmpla la copil. De exemplu, fac aluzie la ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp și chiar ieri în orașul Simeria a apărut o viperă sau, mă rog, nu știu ce, șarpe, un șarpe. Este inadmisibil așa ceva. Adică, da, chiar în centrul orașului, da, și chiar în centrul cei de la orașului. Jandarmi au relatat această întâmplare. Nu se poate. Deci prioritatea ar fi într-adevăr să revenim la normalitate, să avem un oraș curat, fără pericole pentru noi și pentru copiii noștri. Și sunt convinsă că domnul Râșteiu, alături de domnul Râșteiu și noi, echipa, bineînțeles, va trebui să-l ajutăm în toate sectoarele de activitate, ca să revenim la normal. Domnule Hațegan, ce vă doriți? Înainte de a își dori domnul Hațegan, dacă ne ajută, doriți dumneavoastră, sigur. Dacă ne ajută cu un cadru pe toți trei. Sigur, Andra, dacă te rog. Vedeți că sunt lângă mine doi oameni care, dacă spun de curățenie și de ordine,
pe cine-i cunoaște, cu siguranță au încredere în lucrul ăsta. Dacă te duci la ei în curte, să vezi cât e de ordonat și de aranjat și de îngrijite flori și tunse iarba. Mulțumesc. Și grijă. Și nu, credeți-mă, eu am văzut ce e la ei în curte sau în jurul curții lor și nu au slugi. Nu au oameni plătiți care să servitori prin... Ei fac. Împreună cu soțul, soția aranjează lucrurile. Deci nu poate nimeni să conteste. Eu văd acum că sunt unii care își dau cu părerea de cum trebuie aranjate lucrurile în oraș, cum să pui o bordură și balconul lui pică, e pericol că dacă ajung primar trebuie să-l atenționez să-și repare balconul. Deci nu glumesc și nu vorbesc. Și nouă ne dă lecții și spune de tractoristul de la Băcia și permite să spună așa ceva când el nu e în stare în propria casă să aibă grijă. Este un atac, dar un atac pertinent și foarte serios. Pentru că nu-ți poți permite să-ți bagi tu joc de toți, de Marcela sau de Pavel, să-ți bagi joc și să le vorbești nu știu cum, când tu nu ești în stare să-ți faci la tine acasă. Aș vrea să mă scuze, Pavel, că l-am întrerupt cu ceea ce își dorește, dar asta mi-a venit acum. Așadar, domnule Hațegan, foarte pe scurt, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, ce vă doriți pentru Simeria? Pe scurt, cum a spus și Marcela, în primul rând trebuie curățenie. Eu fiind un om mai practic, așa, în primul rând văd necesitățile imediate care trebuie făcute în oraș, lucrări de întreținere, lucrări de investiții. De la preluarea mandatului va fi timpul scurt, ca vine iarna, nu poți să mai faci chiar multe în orașul Simeria pe viitorul mandat, dar măcar identificate toate problemele care sunt stricte. Am văzut și în campanie foarte mulți locuitori spun trotuare, trotuare, trotuare. Deci trebuie să fie un obiectiv prioritar în bugetul anului următor. Nu mai vorbesc de lucrări de întreținere, gropi, reparații la unde nu între trotuare ca lumea măcar trebuie lucrări de întreținere, de reparații. Deci sunt atât de multe aspecte în oraș care trebuie făcute toate așa cu prioritate, că nici nu aș ști acum să spun să care ar fi un clasament, primul. Nu? E greu. Deci, cum am spus, trebuie să facem o listă foarte lungă și acolo să vedem. Ăsta ar fi pe locul 1, 2, 3 și așa mai departe. Da. Orașul trebuie să arate a un oraș gospodărit, întreținut, să se vadă că în fruntea orașului este un om gospodar. Deci, asta, din punctul meu de vedere, este primul. După aia, lucrările mari de investiții care sunt începute, trebuie obligatoriu să continue și să identificăm alte necesități ale orașului. Domnule Răștea, eu ce vă doriți pentru Simeria, pentru simerieni și pentru copiii dumneavoastră până la urmă? Eu aș vrea să-i asigur pe toți cei cu care ne-am întâlnit sau care au citit acest pliant electoral, care nu este un pliant foarte complicat, se asigur că ceea ce am spus pe stradă că voi face, că sunt unele lucruri care am zis că mă gândesc, unele lucruri că voi încerca și altele am spus cu fermitate, da, asta o să le continuăm, o să continuăm ceea ce s-a început cu privire la canalizările pe cele trei sate, Săuleș, Simeria Veche și Cărpiniș, vom lua în considerare Bârcea cu canalizare și străzile, sunt anumite lucruri pe care eu le-am promis cu subiect și predicat, dar nu știu dacă mai avem timp, vreau să atenționez și simerienii și pe cei din Săuleș, că le-am tot spus că drumul dintre Simeria și Săulești trebuie făcut. Dacă încep lucrările de la giratoriu, este obligatoriu să găsim soluția de a, nu că vom găsi noi nu știu ce, nu, va trebui să asfaltăm în cel mai scurt timp legătura de la parcul dendrologic Nistor Socaciu până în Săulești, în așa fel încât să poată circula în mod corespunzător și fără să zbură mașina prin gropile de pe drumul de la Săulești. Pentru că dacă se blochează circulația înspre DN OMV, atunci simerienii trebuie să aibă pe unde circula. Asta este o promisiune pe care am făcut-o fermă și asta va fi o preocupare chiar dacă voi prelua mandatul, dacă o să fiu ales primar, voi prelua mandatul în octombrie, mă va preocupa imediat după alegeri. Pentru că e un lucru pe care nu poți să-l lași așa la voia întâmplării, să lași lumea să fie stresată fiecare zi.
Foarte pe scurt, toți trei aveți copii și cumva este firesc să vă îndreptați, să vă îndreptați atenția asupra viitorului lor. Doamna Sanu, o să-mi îndrept și eu atenția asupra dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați înfiat un copil și cred că întrebarea firească este ce vă doriți pentru el. Da, într-adevăr, am adoptat o fetiță și sunt foarte fericită. Meseria de mamă, într-adevăr, este foarte frumoasă. Îmi doresc ca și fetița mea să trăiască într-un oraș cochet, frumos, curat. E foarte importantă educația copiilor noștri, în primul rând. Mi-aș dori ca să rămână în orașul Simeria, să nu trebuiască să mai ne ducem copiii la Deva la școală. Și, într-un cuvânt, să-i avem alături de noi atunci când ne lasă puterile. Suntem la final de emisiune, o să vă rog de data aceasta doar pe dumneavoastră, domnule Râșteiu, pentru că nu mai avem timp, să le transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc, simerienilor în special. Îi rog să aibă încredere în noi că ceea ce spunem că facem cu adevărat o să facem. Am lângă mine un grup de 20 de candidați pe lista de consilieri locali, toți, oricare dintre ei care ar ajunge consilier, poate să mă ajute în demersurile care le fac înspre a aduce Simeria la normalitate. Așadar, am o echipă frumoasă cu care mă mândresc și îi rog să ne voteze și pe mine și pe consilieri. Din inima județului, nu cum spunea dumneavoastră la un moment dat. Să revenim la să fie considerată inima județului Hunedoara, Simeria. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes. Și noi vă mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!